Boierul și boul. A fost odată, ca niciodată, un boier foarte bogat care avea multe pământuri, animale și case dintre cele mai mari și mai frumoase. Dar avea și o mare supărare, nu știa să scrie sau să citească. Când fusese copil, nu-l învățase nimeni, dar acum, ajuns boier mare, n-ar fi recunoscut nici în ruptul capului că e analfabet. Într-o zi, un prieten bun de-al său i-a trimis un bilețel prin care îl ruga să-i împrumute un bou pentru câteva zile, fiindcă avea o suprafață mare de arat. Și-a trimis un om de nădejde cu biletul, sperând ca acesta să se reîntoarcă nu doar cu un răspuns favorabil, ci și cu boul. Acasă, boierul dădea o petrecere mare cu mulți invitați. Primi biletul și se făcu că-l citește, căci în fața invitaților săi se arăta întotdeauna ca un om foarte învățat. Căzu puțin pe gânduri și după aceea îi spuse trimisului: „Să-i spui stăpânului tău că am luat la cunoștință cele scrise și că voi veni personal la dânsul de îndată ce petrecerea va lua sfârșit.” „Conașule, nu trebuie să vă deranjați,” spuse trimisul. „E de ajuns să-i trimiteți stăpânului meu, prin mine, ce scrie pe bilet. E un lucru prea valoros pentru a-l lăsa pe mâna ta,” spuse boierul, plin de importanță, uitându-se spre musafirii lui. „Du-te la stăpânul tău și spune-i ce ți-am zis.” Trimisul făcu cale întoarsă. Cum plecară musafirii, boierul o chemă pe boieroaică și spuse: „Citește biletul ăsta, ce îndrăzneală!” spuse, prefăcându-se indignat. „Ți-a cerut omul un bou împrumut. De ce nu poți să-l dai?” „Bine, fie, las de la mine,” spuse boierul, mulțumit că aflase ce scria pe bilet.